Criza politică a luat sfârșit, iar România revine la normalitate. În prezent avem un guvern deplin funcțional, cu obiective clare și soluții viabile la gravele crize actuale. După aproape 3 luni de criză politică, haosul a luat sfârșit odată cu învestirea noului guvern. Timp de 2 ani, politica USR a fost făcută pentru like-uri și a aruncat țara în aer. Nu au făcut decât să-și calce propriile promisiuni și principii. Guvernarea lor, progresistă, a lăsat spitalele fără medicamente, a lăsat oamenii să moară prin ambulanțe și a adus sărăcia în casele a milioane de români. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj prin care îi asigură pe români că se vor întoarce cât mai curând la normalitate, iar criza sanitară și economică va dispărea. PSD și-a asumat guvernarea cu responsabilitate, cu angajament și cu determinare și cu misiunea de a pune capăt haosului sanitar și de a readuce normalitatea în viețile românilor. Vom aplica pachetul social care va crește alocațiile, pensiile, salariul minim și indemnizațiile persoanelor cu handicap și mai mult decât atât, pensionarii cu cele mai mici pensii vor primi un ajutor pentru a-și plăti facturile în această iarnă, împreună puternici. Cu privire la documentul votat de Parlament, vreau să clarificăm un aspect. Nu se schimbă cota unică și nu se introduc taxe noi. Se vor aplica deduceri progresive pentru salariații cu copii și se elimină anumite facilități acordate celor cu venituri mari. În acest moment, principalul scop al noului guvern îl reprezintă proiectul de rectificare bugetară în vederea identificării resurselor financiare necesare pentru a asigura banii pentru pensii, pentru alocațiile copiilor, pentru salariile personalului medical aflat în lupta cu pandemia și pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții derulate de administrațiile publice locale.